Suprafața pe care APIA Maramureș a adunat-o în baza de date referitor la cererile depuse până la data de 1 mai 2020 este de peste 72.000 de hectare, reprezentând 50% din suprafața depusă în 2019. Atât ca suprafață, ca și ca număr de cereri, la acest moment suntem pe primul loc dintre toate țările țării. Am reușit să închidem cele mai multe cereri și să, ca procent, să adunăm suprafața cea mai mare. Termenul de depunere a cererilor unice de plată s-a decalat din 15 mai până în 15 iunie. Prin urmare, mai avem la dispoziție aproape o lună și jumătate de în care fermierii mai pot să depună cereri. Toate se vor depune în continuare în sistem online sau prin clarificări cu fermierii telefonic. Vă pot spune că o să ne încadrăm în termenul acesta. Chiar aș putea să menționez că și mai repede putem să terminăm decât 15 iunie. Conducerea APIA Maramureș face un apel către toți fermierii să răspundă telefonic funcționarilor APIA și să aducă lămuririle care se impun fără a fi nevoiți să se deplasa la centrele APIA din județ.